Hello, dragilor, vreau să facem astăzi o întoarcere din jungla urbană la tradiție și obicei și să vorbim despre felul în care le putem îmbina pe acestea. Le-am alături de mine pe Noemi și Claudia și ne aflăm într-un loc autentic și tare, tare dragă mie. Îmi puteți spune, vă rog, care este povestea din spatele acestui loc, din spatele școlii vechi? În spatele școlii vechi se află o școală care a fost înființată cumva după ce toate cursurile se țineau în cadrul bisericii. Numărul copiilor crescând, s-a făcut o clădire separată și undeva la 1922, dacă nu mă înșel, au început cursurile aici cu vreo 52 de copii. Și treaba asta a mers până prin 1985, când populația din acest sat a scăzut simțitor, după care copiii au fost mutați până în zilele noastre, inclusiv în Charlottenburg, care se află la doar câțiva kilometri de această locație. Și în prezent, ce reprezintă școala veche din Buzad? În prezent, școala a fost preluată de către noi cei de la Village pentru a fi igienizată și amenajată. O vom folosi în cadrul festivalului Electroruga, va fi un fel de old school la școala veche, adică vom avea niște party-uri cu DJ care sunt consacrați, care vin din zona Timișoarei și nu numai, pentru că avem chiar și de la București un invitat, și care vor crea o atmosferă cumva de anii 2000 plus, să zic, pe acolo undeva. Menționai mai devreme de The Village, satul din Buzad. Știu că a luat naștere în 2015. Ce ne poți spune despre el? Practic, noi căutam un loc unde să ne pretergem timpul liber și am găsit această locație minunată. În momentul în care am venit spre Altringen, am ajuns în Buzad, am văzut că este un teren disponibil și de acolo încolo a început tot acest film, dacă pot să-i zic așa. Ne-am gândit că, na, dacă încăpem noi, poate încap și niște participanți de-ai noștri, având în vedere că în spatele nostru se află o firmă de training de 13 ani deja, de 14 aproape. Și ar fi o locație ideală pentru team building-uri. Și atunci ne-am apucat să construim această locație pentru team building-uri. Iar toată treaba asta a crescut cumva organic, în sensul în care atât sătenii din Buzad, cât mai ales publicul din Timișoara a aflat despre locația noastră, că e fain, că e ceva interesant care se întâmplă aici și au vrut să intre în contact. Și astfel, începând cu anul acesta, am început să facem și evenimente publice. Până anul ăsta am ținut doar pentru team building-uri și doar pentru grupuri de până în 40 de persoane. Menționai mai devreme de Electrorugă, da, care va avea loc în 1-2 septembrie și aș vrea să povestim puțin despre asta, dar nu înainte de a le spune celor ce ne urmăresc. Ce reprezintă o rugă? Pentru că este un termin cu o specificație întâlnită de la noi în Banaș și reprezintă un spectacol la care se adună consăteni și se distrează, se lasă cu joc și se lasă cu voie bună. E bine, ce reprezintă Electroruga? Electroruga, așa cum spunem și noi, este cumva un mix între tradițional și modern. Adică vrem să facem cumva conexiunea între oraș și sat, între ceea ce se întâmplă în viața celor de la sat comparativ cu cei de la oraș, să revenim puțin către rădăcinile noastre și totuși să nu uităm și de ceea ce se întâmplă în oraș. Știu că vor fi 4 scene, da, main stage, old school stage, mix stage și Iureș stage, care recunosc sună extraordinar de bine. Ce ne poți spune despre artiștii care vor fi prezenți? Line-up-ul a fost alcătuit de către Druje, care este șeful nostru, Cristi Filip, în colaborare cu UFO, care are un trecut destul de cunoscut pentru, cel puțin pentru cei din zona de vest, cu privire la sectorul de drum and bass și organizarea eveniment pe partea asta. Ei s-au consultat timp de, cred că, peste jumătate de an în legătură cu ceea ce vom aduce la Buzad ca și line-up. Pentru Iureș Stage sunt o altă organizație care se ocupă. Aici în școala veche vom avea niște DJ dintre cei mai cunoscuți din Timișoara și nu numai. Și suplimentar, ceea ce poate n-ai auzit încă, vom avea și un silent disco care va avea câteva canale, dintre care unul va fi cu muzică populară, chiar vis-a-vis de noi la Căminul Cultural. Și e important de menționat că nu este vorba doar de muzică, vor avea loc și ateliere, de la cafea la ibric, pizza making, confecționare de măști tradiționale la ciobăneală. Ce ne poți spune, așa, pe scurt, despre fiecare?
Păi pot să spun că a fost un adevărat challenge, de exemplu, să aducem un adevărat artist în ceea ce privește crearea măștilor tradiționale. Și pentru că cei care participă la evenimentele noastre cunosc faptul că noi întotdeauna venim cu A-list artist, asta am făcut și pe partea asta și am ajuns până în Maramureș la un maestru care va veni la Buzad și îi va învăța pe cei care doresc cum să fac măștile tradiționale. De asemenea, Pizza Making va fi un atelier ce se va desfășura în urma unui alt festival care se întâmplă chiar în săptămâna aceasta, susținut de cei de la Regio Earth, care vor construi, printre altele, un cuptor de pizza pe care îl vom folosi în cadrul festivalului, astfel încât să învățăm fiecare să ne facem o pizza la cuptor. Mai avem cusut tradițional și aici Claudia s-a ocupat de toată treaba asta. Cred că poți să ne zic un pic despre cusut tradițional. Da, a fost foarte, foarte fain. Ne-am agitat foarte mult și pe partea asta cu cusutul tradițional. Și am întâlnit niște doamne, ca să le spun așa, foarte drăguțe. Sunt atât de dragi și abia aștept să le cunosc, să le strâng în brațe și să le mulțumesc. Chiar se îmbină foarte bine festivalul nostru cu ceea ce fac ele zi de zi. Ele promovează cusutul tradițional și nu numai, ele pictează obiecte și fac o grămadă de lucruri din astea handmade. Mai avem un alt atelier care se numește Zâne Împâslite, care s-a întâmplat nu neapărat din voința noastră și aici cred că putem să facem un call încă de anul ăsta pentru anul viitor. Dacă aveți vreo idee năstrușnică care merge pe planul nostru de tradiție și modern, așa s-a întâmplat cu zânele împâslite. Ne-au scris fetele de la acest atelier că le place foarte mult ideea festivalului nostru și că vor să facă un atelier în care îi vor învăța pe oameni cum să facă din lână diverse figurine, inclusiv zâne. Avem de asemenea un atelier de pictură energizantă, un atelier care este foarte drag nou pentru că artistul este din zona noastră de prieteni și tocmai, nu știu dacă anul ăsta sau acum 2 ani, a început să scoată capul pe latura asta a artelor și o să ne învețe cum să ne manifestăm din punct de vedere artistic în doar 2 ore, făcând ceva frumos cu mâinile noastre și colorat. Știu că oamenii vor avea ocazia să participe și la ateliere de tencuială, dacă nu mă înșel. Da, tencuiala vine înaintea festivalului nostru, practic. Este vorba despre proiectul celor de la Regio Earth, care ne ajută și cu cuptorul din fața școlii și care vor face tencuială decorativă, cumva respectând tradițiile de pământ și, mă rog, nu știu, nu sunt foarte în domeniu, e vorba de niște arhitecți, e vorba de un festival internațional. Am înțeles că cineva este prezent chiar din Brazilia pentru a învăța cum se face tencuiala asta tradițională românească, așa că e un alt punct de interes cu siguranță și pentru noi. Tot din seria de prieteni, la atelier o să-l avem pe Moni, care este un artist mai nocturn, așa îi spunem noi. El o să ne învețe moduri de făcut noduri și o să fie cu siguranță inclus și nodul nostru. Ce pot să vă zic despre nodul ăsta, este cumva nu neapărat un nod pescăresc, dar pe acolo se învârte. Este un nod care poate să fie foarte rough, poate să reprezinte duritate, dar și finețe, depinde ce materiale folosește în realizarea lui. Știu că la Electrorugă vor fi și produse artizanale, de la brânzeturi, la bere, la săpun, la tot ce ține de producătorii locali. Aia producătorilor se va desfășura între cele două locații pe care noi le deținem în vale, cum spun localnicii. Vor veni, sigur, și de aici, din Buzat, avem și din Charlottenburg și avem până în Arad, ne-am întins aproximativ ca zonă, astfel încât să avem și varietate de produs și să fie și ei mulțumiți că sunt reprezentați aici. Care sunt cei mai așteptați artiști din line-up?
Păi, după părerea mea, sigur că Herbalizer sunt cei care vor chema cea mai multă lume. Îi avem pe NA, îl avem pe M6 Sender, de asemenea. Eu cred că și DC Breaks, cu siguranță. Și DC Breaks, da. Și Spectrasol. Apoi, ce să mai zicem, că îi avem pe ei noștri, pe Nopame, îi avem pe BAU, Brigada Artistică Urbană. Practic, cred că toată lumea este de interes. Și Babadochia, care vin de la Cluj-Napoca, cu un proiect super interesant pe care abia așteptăm să-l vedem pe scenă. Apropo de ziua a doua, pe main stage o să fie tot prietenii noștri din AOLEU, cu care lucrăm de foarte mulți ani. O să joace și ei pe scenă, abia așteptăm. O să avem pe Taraf de Caliu, îl avem pe Jordi Little și mai sunt și mulți alții, dar o să vă lăsăm să-i descoperiți. Aș vrea să o întreb acum pe Claudia, pentru că ea s-a ocupat de partea de design și semnalistică. Aș vrea să te întreb, care au fost provocările tale? Pentru că totul e realizat handmade și la un nivel foarte mare. Provocările sunt foarte multe și nu pot să zic că am avut neapărat experiență pe suprafețe atât de mari și am lucrat pe materiale cu care n-am mai lucrat până acum și au fost, da, foarte multe provocări, dar pot să zic că prima a fost să lucrez cu logo-uri care sunt făcute de un alt artist și chestia asta pe mine m-a speriat cumva. Nu-mi place să intru peste un alt artist în ideea, nu aș vrea să-i stric filmul, știi? Și, na, eu consider că fiecare artist are viziunea lui și e greu să n-ajungi cumva să jicnești artistul, știi? Să zici, m-am pus și eu și am folosit chestiile și el a muncit foarte mult pentru ele, știi? Sale lui. Chestia asta a fost pentru mine așa o frică mare. Am înțeles. Vreau să le spunem celor care ne urmăresc și faptul că voi oferiți transport din Timișoara în Buzad, respectiv din Buzad la festival. Aș vrea să știu un orar. Ele sunt de găsit pe internet. Am creat zilele astea chiar și un grup de Ia-mă, du-mă la Buzad, astfel încât cei care vin cu mașinile personale să poată să împartă cu cineva acest drum. Avem niște autobuze care pleacă de la Catedrală din Timișoara și ajung până în Buzad la intrare. Iar din zona de camping și parcare, care se află la aproximativ 15 minute de mers pe jos, vom asigura niște căruțe, astfel încât omul să vină cât se poate de tradițional până în festival. Aș vrea pentru final să le las pe fete să vă fac o invitație deschisă la festival, așa că vă rog, fetelor. Păi noi vă așteptăm încă din 31, după ce terminați cu lucru, să veniți la camping, o să avem acolo și un loc unde puteți să mâncați, o să avem și un mini party, dacă faceți și voi asta, bineînțeles. Dacă nu, va fi doar o seară de relaxare, după care începem cu data de 1 și pe 2, vom avea o multitudine de evenimente despre care am tot povestit și totodată vom avea ocazia să ne cunoaștem mai bine și pe noi, ca provenind totuși din zona de rural către oraș și totodată să învățăm mai multe despre muzică, despre ateliere, despre tot ceea ce se întâmplă în acest spațiu minunat. Așadar, dragilor, ați auzit, 1 și 2 septembrie, Electroruga, it's the place to be. Hai să facem fain!